Bună seara, 19 septembrie 2016, a venit ploaia, în București cel puțin. Astăzi e un subiect interesant pe o temă care, mă rog, cred că la dezbatere n-a mai fost până acum. E chiar ciudat că n-a mai fost, pentru că este o temă de larg interes care implică foarte multe persoane fizice și juridice. O temă despre un domeniu care, cum spune și titlul, este mai iubit pe alocuri decât creditul. Acum contează în viață cine te iubește și pentru ce sau din ce motive. Avem împreună 4 invitați, practicieni, foarte legați de acest domeniu. O să începem chiar cu leasing-ul. Domnul Cezar Marian Sombati, BCR Leasing. Vă mulțumim pentru prezență. Așa. Mai departe, tot leasing, BRD Sojelis, doamna Georgiana Stan. Trecem și la avocați, fără ei nu se poate, doamna avocat Gabriela Anton, Managing Associate, Tsukas Bulcea și Asociații, partener Platinum, și domnul avocat Dumitru Dobrev, partner Dobinescu Dobrev, partener al dezbaterilor, mulțumim că sunteți alături de noi, Andrei Săvescu și cu mine, Bogdan Dumitrache, să-i dăm drumul că sunt teme propuse, ca de obicei, mail-uri schimbate înaintea emisiunii, dar avem moment publicitar sau? Da. Mai întâi luăm un moment publicitar și pe aceea ne încălzim. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plus valoare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex. Motivele pentru care leasing-ul face concurență creditului în privința afecțiunii pe care o stănește mai ales față de debitori, cred că este legat de regimul daunelor interese, o temă propusă între participanți, și chiar să invit pe domnul Sombati să dezvolte un pic, pentru că uneori daunele interese în materie de leasing par, nu știu, mai mari sau nota de plată pare mai umflată decât în cazul creditului, sau poate nu e așa. Vă rog. Sigur că discuțiile în privința asta sunt prezente și probabil vor mai continua. În ce măsură componenta de cost în privința leasingului versus credit este în vreun fel și în vreuna dintre situații în avantaj. Cert este că diferențele între cele două sunt strâns legate de o componentă esențială. Dacă în cazul contractului de leasing finanțatorul se bucură de proprietatea asupra bunurilor, ceea ce oferă o garanție suplimentară în privința situației de neexecutare a contractului. În cazul creditului, după cum se cunoaște, creditorul se află în postura celui care dobândește o ipotecă asupra bunului ce face obiectul împrumutului. Plecând de la aceste aspecte, să zicem, de diferențiere, evident că în cazul ambelor intervine interesul finanțatorului de a recupera integral finanțarea acordată și ca atare își conservă, da, posibilitatea prin inserarea în contract a unor prevederi în temeiul cărora să poată recupera aceste sume. Dacă în ceea ce privește leasing-ul, reglementarea în privința regimului daunelor interese este dată de articolul 15, care începe prin a spune că dacă în contract nu se prevede altfel, în cazul în care locatorul utilizator nu execută obligația de plată integrală a ratei de leasing timp de 2 luni consecutive, calculate de la scadența prevăzută în contractul de leasing, locatorul finanțator are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar locatarul utilizator este obligat să restituie bunul și să plătească toate sumele datorate până la data restituirii în temeiul contractului de leasing. Deci, iată că
Practic avem un element de distinție cu trimitere la posibilitatea părților ca prin contract să stabilească condiții în ceea ce privește regimul de reglementare pe zona de daun interes. Sigur că în ceea ce privește codul civil, norma de reglementare în privința clauzei penale este cunoscută, 1538, și care stabilește că respectiv creditorul poate cere fie executarea silită în natură a obligației principale, fie clauza penală. Așa cum spuneam la începutul discuției, condițiile sigur că sunt diferite și nu doar că sunt diferite, dar și jurisprudența de-a lungul timpului a statuat o serie de elemente în a dispune pe marginea subiectului. Nu întâmplător am enunțat și dispozițiile din codul civil referitoare la clauza penală, pentru că în cele mai multe dintre situații, utilizatorii, da, care sunt în situația unor contracte reziliate, invocă că în ipoteza în care s-a pretins și preluarea bunului și daune interese egale cu diferența de capital, s-ar pretinde cumulativ și executarea obligației principale și clauza penală. Teza nu este tocmai corectă, ea a fost invalidată de către instanță, întrucât în cazul contractului de leasing, obligația principală era aceea de plată a ratelor de leasing. Ori, practic, o astfel de situație ar prezuma ca de după momentul rezilierii să cer utilizatorului să își îndeplinească această obligație, da, prin plată. Practic, ar fi așa, nu se plătesc ratele, nu? Două rate consecutive sau cum este reglementare și atunci ceri restituirea bunului, se reziliază contractul, se cer restituirea bunului, ratele neplătite și dincolo de asta ar mai fi ratele până la, pe toată perioada de... Aici distinția, mențiunea este binevenită, legat de faptul că practica, să zicem, la nivelul societăților de leasing este una diferită în privința abordării. Sub aspectul că prin contracte se prevede obligația utilizatorului de a suporta daune interese egale cu capitalul rămas de recuperat, da? Ceea ce înseamnă că ne rezumăm doar la componenta de capital nefacturat, în vreme ce alte societăți de leasing pretind daune interese egale cu ratele de leasing rămase de achitat, ceea ce presupune că aceste daune interese cuprind și partea de dobânzi și TVA aferente ratelor. Și într-un caz și în celălalt discutăm doar de o metodă de calcul, da? Noțiunea juridică inițială se pierde și regimul daunelor interese este trebuie strict privit doar prin această mijlocire a calculului în privința stabilirii lui. Plecând de la această reglementare, o distinție ce se naște ca necesar spre a fi făcută este legată de situația persoanelor fizice, aspect care în cadrul jurisprudenței, și mă refer aici la situația persoanelor fizice contractante de leasing, aflate în situația rezilierii contractului și obligate la plata unor daune interese, într-o astfel de situație, da, într-o proporție importantă, majoritatea cauzelor, cel puțin la nivelul celor care au fost gestionate de către noi, instanțele au calificat clauza ca fiind abuzivă, da, în temeiul dispozițiilor legii 193, pe elementul dezechilibrului creat în privința faptului că societatea de leasing recuperează bunul și solicită pe de o parte și componenta de daune interese. Dacă în cazul persoanelor fizice lucrurile, să zicem, sunt statuate de această manieră, în ceea ce privește persoanele juridice, de această dată ponderea covârșitoare este în sensul că o astfel de clauză nu a fost considerată ca fiind abuzivă.
Apreciindu-se că, practic, clauza nu face decât să transpună acordul de voință a doi profesioniști care sunt prezumați că au capacitatea în privința reprezentării și întinderii obligațiilor pe care și le asumă. În sensul ăsta și cu titlul, să zicem, de încadrare, există o decizie pronunțată de Înalta Curte, 2074 pe 2014, care vine și pune într-o... Secția a doua civilă? Cred că da. Da, ca să-și... Vine și pune componenta de leasing într-o accepțiune, să zicem, diferită față de credit, apropo de tema propusă, și practic o să încerc să emit din ceea ce s-a reținut în cadrul hotărârii în altei curți, sub aspectul că leasingul reprezintă în esență o tehnică modernă de finanțare a comerțului, îndroctină fiind definit ca operațiunea de finanțare la termen, având ca suport juridic un contract ce conferă unei persoane posesia și folosința unui bun. În acest context, contractul de leasing este unul negociat, nu poate conține clauze abuzive, neputând fi aplicabile legislația privind protecția consumatorului, care a constituit temeiul acțiunii în cauza dată. Clauza potrivit căreia, în cazul rezilierii, utilizatorul va fi obligat cumulativ la plata tuturor sumelor scadente până la data operării rezilierii a tuturor ratelor de leasing care ar fi fost scadente, inclusiv valoarea reziduală, la restituirea bunurilor finanțate, a fost asumată de către societatea apărâtă prin reprezentantul ei, impunându-se aplicarea principiului pacta sunt servanda, astfel încât nu se poate susține la acest moment că aceasta este ilicită și imorală. Problema ireductibilității clauzei penale nu se poate pune. Pe de o parte, aceasta a fost constatată a fi valabilă, pe de altă parte, a fost convenită de către părți, de către comercianți în afaceri comerciale, în baza unui temei legal, situație în care reclamanta parte contractantă nu își poate invoca o eventuală culpă în dimensionarea prejudiciului de neexecutare. Deci, practic, spre deosebire de zona de creditare, unde lucrurile în privința clauzelor abuzive sunt destul de prezente și mențin, să zic așa, zona de interes. În cazul leasingului și componenta de daune interese în ceea ce privește contracte încheiate cu persoane fizice, juridice, lucrurile, să zicem, au căpătat o anumită traiectorie. Chiar și așa însă, o singură referire aș vrea să mai fac, legată de existența unor soluții întemeiate pe dispozițiile articolului 1757 din Codul Civil, care face o mențiune explicită în privința contractului de leasing. El se referă în esență la rezoluțiune și o să citesc spre o mai ușoară... Da, îl avem pe ecran, dar... Spre mai ușoară mențiune, spre mai ușoară parcurgere și susținere a elementelor de discuție și sinteză pe marginea lui. Atunci când s-a convenit, alineatul 2, atunci când s-a convenit ca sumele încasate cu titlu de rate să rămână în tot sau în parte dobândite de vânzător, instanța va putea totuși reduce aceste sume aplicându-se în mod corespunzător dispozițiile referitoare la reducerea de către instanță a cuantumului clauzei penale. Prevederile alin 2 se aplică și în cazul contractului de leasing. E bine, plecând de la aceste dispoziții, există soluții... Deci este vorba de reglementarea vânzării, da, cu plata prețului în rată și rezerva proprietății, ca să înțelegem cum am ajuns. Exact, și plecând de la această mențiune, potrivit cărea respective dispoziții se aplică și contractul de leasing, au existat în practică soluții întemeiate pe marginea acestui articol, ajungându-se până într-acolo încât s-a dispus restituirea tuturor sumelor încasate de către societatea de leasing, inclusiv a avansului, tratându-se practic prin efecte rezoluțiunea contractului și nu în mod corect, spunem noi, cum de altfel ar trebui să fie luată în considerare rezilierea contractului, dat fiindcă până la urmă
finanțatorul și îndeplinise obligațiile esențiale, aceea de a pune la dispoziție finanțarea în vederea achiziționării bunului. Respectiva acțiune fusese întemeiată în justificarea predării de către finanțator a unor acte, regula fiind cunoscută că societățile de leasing rețin cartea de identitate a vehiculului, era unul dintre acele acte, și pe marginea unei astfel de cereri cu privire la restituirea acestor acte și întemeiate pe dispozițiile acestui articol, o instanță de fond a validat cererea formulată și a dispus, iată, rezoluțiunea contractului, lucru care, așa cum spuneam, din punctul nostru de vedere, este o interpretare greșită. Practic, toate sumele au fost restituite utilizatorului? Da. Deci, o suprareacție, da? Da. Convențională, da. Ce a fost acolo? Cine seamănă vânt cu lege furtună, da? Da, da, da. Practic, de asta am și adus-o în discuție, pentru că a fost surprinzătoare. Că atunci... A fost surprinzătoare soluția. Cert este că ea însă a fost invalidată în calea de atac, dar iată că aspectele legate de leasing, printr-o interpretare nu tocmai coroborată în mod corect, ajung să fie transpuse și prin soluții care nu sunt încadrate din punct de vedere legal în linia raporturilor existente între părți și condițiile și obligațiile asumate în contract prin esență. Da, vă rog, dacă... O completare la cele spuse de domnul Sombati. Într-adevăr, lucrurile cam așa stau în practica judiciară. Numai că în materie de insolvență, unde toată discuția asta se mută în contestațiile la tabelul preliminar, aceeași problemă se pune pe dreptul material, practic. Acolo nu există o altă curte care să unifice practica. Și fiecare curte de apel are practica ei. Și atunci, de exemplu, Curtea de Apel București, Curtea de Apel Pitești, curțile de apel din Regat merg pe principiul pacta sunt servanda și înscriu la masa credală finanțatorul cu toate sumele, ratele până la valoarea reziduală, ce mai cere el contravalorarea ratelor de asigurare, casco, TVA, tot cu accesorii, cu tot. Și din ce mi-am notat eu aici, din ce am găsit, Curtea de Apel Timișoara, Curtea de Apel Cluj, de exemplu, am avut o speță la Curtea de Apel Oradea, unde în situația în care firma de leasing primește bunul și îl dă în leasing la mâna a doua, cum s-ar zice, sau, mă rog, îl valorifică cumva, atunci nu li s-a permis înscrierea la masa credală cu întreaga sumă, ci li s-a dedus o parte reprezentând cât au recuperat din... pe principiu că asta ar fi o clauză leonină și deci nu s-a mers pe, fiind comercianți, mă rog, cum ar zice profesorul Cărpenaru, că nu mai putem să zicem acum comercianți, profesioniști, da? Nu se putea utiliza argumentarea cu privire la caracterul abuziv al clauzei. Am avut soluții unde li s-a tăiat din ce au cerut la masa credală. Asta ce am observat eu din practica pe insolvență. Avem un nivel foarte care, la care nu putem abdica faptul că pe calea rezilierii și cu toate daunele interese nu trebuie să ajungă la o îmbogățire fără justeme. Și ăsta e un nivel care trebuie protejat indiferent de calitatea părților. Dar chiar trecând de acest nivel, în momentul în care apar consumatori, se intră pe un culoar și mai îngust, înțeleg. Vă rog. Legat de consumatori, într-adevăr, aici lucrurile sunt reglate la nivelul legislației privind protecția consumatorilor, pentru că contractul de leasing are același regim cu contractele de credit și este supus restricțiilor legate de tipurile de clauze care pot fi introduse și acum, cu aspect de noutate, chiar pe tema dobânzilor penalizatoare, avem nou proiect, de fapt nu mai este proiect, a fost aprobat în guvern, ordonanța de urgență
Ea vizează în principal contractele de credit ipotecare, dar aduce modificări și în materia contractelor de credit negarantate, să spunem, cu bunuri imobile, și impun o limită a dobânzilor penalizatoare. Practic, de la momentul intrării în vigoare, la toate contractele de credit pentru consumatori, inclusiv în contractele de leasing, dobânda penalizatoare nu poate fi mai mare de 3 puncte procentuale, care se adaugă la rata dobânzii curente. Iar mai nou, după începerea executării silite, nu se mai pot percepe nici dobânzi curente, nici dobânzi penalizatoare. Deci, protecția consumatorului vine și pe partea aceasta de daune, interese pe care le-ar plăti. Ei bine, aici vorbim de dobânzi penalizatoare. Mai mult să nu faci executare silită, cam asta este logica. Da, da, dar e și o obligație de a începe executarea silită. Odată ce tu ai declarat scadent anticipat creditul în cazul acela, e obligația să demarezi executarea silită într-o perioadă fixă, cred că este 6 luni maxim, în care tu trebuie să și începi executarea silită, adică trebuie să te hotărăști, ori încerci soluționare pe calea amiabilă și continui cu contractul, ori dacă îl declari scadent anticipat, mergi pe executare silită într-o anumită perioadă de timp și asum că, practic, consumatorul va rămâne responsabil doar pentru principal, pentru ratele scadente și neachitate, nu și pentru dobânzi. Referitor la modalitatea de stabilire a daunelor interese, cum spuneați că există, din practică, două abordări ale societăților de leasing, vreau să vă spun că mai există și o a treia abordare care încearcă să regleze articolul din Codul Civil și care oarecum este similară prevederilor din legea insolvenței, respectiv din suma totală de recuperat. Firmele de leasing scad suma obținută din valorificarea bunului respectiv. Abordare care până acum a fost destul de acceptată atât în insolvență, cât și în fazele de executare, în contestațiile la executare, pentru că respectă, nu încalcă principiul îmbogățirii fără justă cauză și, practic, societatea de leasing își recuperează ceea ce avea de recuperat conform contractului. S-au întâmplat dificultăți în practică, mă refer la asociația de leasing, din această combinație interesantă dată chiar de ordonanță, că pe de o parte contractul de leasing e titlul executoriu, pe de altă parte se vorbește de rezilierea contractului de leasing. E ciudat, un titlu executoriu ar trebui să rămână în picioare ca titlu executoriu. Dacă el este reziliat, mai rămâne în picioare. Au fost situații în care judecătorii au ezitat sau... Dacă îmi permite să nu trecem peste un aspect, cu privire la operațiunea premergătoare executării silite, notificarea aia prin care ei declară scadent anticipat toate sumele care ar fi până la momentul în care trebuie să vadă dacă achită sau nu valoarea reziduală. Când intră în insolvență, clauza aia e nulă, lovită de nulitate absolută, că intervine articolul 86 și vine practicianul în insolvență și zice: ce declar tu anticipat aici? Ia vezi tu de treabă că, uite, eu nu denunț contractul ăla, vii și te înscrii la masa credală, cu nu îți acceptăm niciun fel de denunț. Sau întrunește adunarea creditorilor și zice: da, bun, suntem de acord, îți dăm bunul. Adică e un text care îi permite să... cum să zic eu, să strice regulile astea că finanțatorul declară el scadent anticipat, el atunci, practicianul în insolvență, el este stăpânul contractului, el decide dacă îl denunță sau nu contractul și ce se întâmplă dacă au nevoie de bun, să zicem că e un bun industrial pentru reorganizare și atunci îi se plătesc rate în continuare ca și cum ar fi, deci, în cursul procedurii. Și atunci nu e prea grozavă situația societății de leasing. Bine, are acel drept că e proprietatea ei și poate să formuleze o cerere să fie bunul scos de sub acea interdicție a fostului articol 36 din legea 85 și să spună că vrea să-l ia separat de să nu... Dar asta...
nu se admite tot timpul. E o cerere destul de greu de admis. Sigur, de acord și cu punctele de vedere exprimate de către colegi. Într-adevăr, există la nivelul societăților de leasing un element de abordare sub aspectul delimitării situației bunului ce a făcut obiectul finanțării de după momentul rezilierii, caz în care în anumite condiții unele societăți de leasing își asumă scăderea valorii obținute din revânzarea bunului, din valoarea daunelor interese. Este într-adevăr, așa cum spunea și colega mea, o chestiune reglementată în legea specială a insolvenței, însă, în egală măsură, condițiile cu privire la reglementarea regimului daunelor interese rămân cele în sfera obligațiilor asumate între părți. Așa cum zicea și domnul avocat Dobrov, sigur că legea insolvenței vine cu niște clarificări importante sub aspectul regimului contractelor, printr-o distinție care devenea necesară privind situația contractelor reziliate și soarta bunului sub aspectul posibilităților de a dispune asupra lui de către finanțator, respectiv situația contractelor în derulare și condițiile în care acestea pot fi menținute. Cumva trecem la o a doua temă astfel și mulțumesc domnului avocat pentru ștafetă. Practic, dacă în cazul contractului de leasing reziliat posibilitățile sunt trei, și anume fie transferul, posibilitatea ca finanțatorul să opteze pentru transferul bunului față de debitor, lucru care însă, iată, vine cu un element de noutate. Practic, suntem în situația unui contract reziliat al unui debitor în procedura insolvenței și cu toate astea există posibilitatea transferului asupra bunului obiect al finanțării în condițiile în care raporturile dintre părți au încetat, practic, odată cu rezilierea contractului. Aici legiuitorul nu vine însă și nu clarifică condițiile în care s-ar putea realiza un astfel de transfer. Practic, discutăm de un contract de vânzare-cumpărare, practic, ca formă prin care lucrul ăsta s-ar putea realiza. Iar, cel puțin ca o părere personală, în practică nu cred că își găsește aplicabilitatea din perspectiva interesului finanțatorului, sigur, decât în cazul în care discutăm de niște bunuri care, prin natura lor, au anumite elemente de particularitate și mă refer aici la faptul că sunt bunuri extrem de specializate, a căror extragere sau mutare sau demontare ar putea să conducă la o devalorizare importantă și practic sau dimpotrivă s-ar adresa unei nișe de cumpărători extrem de redusă și acesta să fie justificarea cu privire la opțiunea asupra transferului dreptului de proprietate către debitor. Aici, sper să nu greșesc, văd o limitare, nu? La alineatul 11 al articolului cât este din lege, în sensul că, din punct de vedere al felului în care se înscrie societatea de leasing la tabelul de creanțe, limitarea la valoarea de piață a bunurilor în privința contravalorii ratelor accesorilor restante, facturate și neplătite la data deschiderii procedurii, plus restul sumelor datorate, fără a se putea depăși valoarea de piață a bunurilor. Este o soluție un pic prejudiciabilă, nu? Sau asta mi se e pare. Da, legea 85 din 2014, da. Nu prea avem încă foarte multă practică pe textul ăsta, că e foarte nou. Eu mă refeream la practica de da. Din legea. Asta e articolul 123, da, 123 alineatul 11. Deci are loc transferul ăsta atipic, cum ați spus, că avem situația unei rezilieri, cum bine ați subliniat. Dacă e un contract care merge cum trebuie, să ai o clauză că dacă intră utilizatorul personal juridică în insolvență, e decăzut din beneficiu, se declară scadența anticipată, este nulă. Și asta e opțiunea legiuitorului și probabil care se însuie. Dar noi aici vorbim de situația în care s-a reziliat contractul, un leasing financiar, intră în calcul opțiunea transferului bunului către cel care în ghilimele nu-l merită, către debitor, că el e
în culpă, nu? Nu a plătit ratele și tu te duci ca societate de leasing și te înscrii acolo, dar te înscrii până la valoarea bunului și aici este o problemă că, sigur, s-a văzut evaluarea independent, e și o uzură a bunului, ce înseamnă valoarea de piață a bunurilor? V-ați lovit? Legea într-adevăr e mai recentă, dar sunt totuși 2 ani. Depinde când a avut loc, dacă că e un, mă rog, e un pact comisoriu de ultim grad, adică nu trebuie să pronunțe o instanță rezilierea asta. Trimiți o notificare și în 30 de zile ea operează. Dacă asta s-a întâmplat până în ziua deschiderii procedurii, practicianul în insolvență n-are ce să facă. Dacă cumva se întâmplă după, zice, stai așa că aplic articolul 86, nu te las să-l denunți unilateral sau să-l reziliezi și eu zic că are de unde să te plătească din cursul procedurii, rămâi mata aici cu bunul, că avem nevoie pentru el de reorganizare, facem plan de reorganizare. Și atunci vei fi plătit din sumele care se obțin în cursul perioadei de observație și după aia te prindem în plan cu niște sume. Și nu poți să... Dar dacă momentul ăsta a căzut chiar și cu o zi înainte, s-a împlinit, atunci trebuie să-l ia de bun, e reziliat, se înscrie la masa credală cu, în funcție de... norma sub imperiu căreia s-a întâmplat. Și aici văd că e destul de sumbră treaba, după cum arată textul. Da, aceeași situație defavorizată în care suma de recuperat de către finanțator este limitată la valoarea de piață, o mai avem și la articolul 105, unde se referă la contractele reziliate înainte de data deschiderii procedurii, unde în prima fază menționează că dacă bunurile au fost recuperate și valorificate, din suma totală se scade această valorificare, dar în situația în care bunurile au fost recuperate, dar nevalorificate, se stabilește valoarea creanței de înscris la masa credală prin deducerea sumei ce reprezintă valoarea de piață. Deci, aici, ca să zic așa, depinde cum se mișcă societatea de leasing, dacă apucă și valorifică bunurile cât mai repede, ca să-și poată stabili o creanță cât mai reală. Pe de altă parte, dacă valorificarea durează mai mult, va fi înregistrată cu o creanță stabilită în funcție de valoarea de piață. Aceeași. Iar referitor la distinția reziliere și mă scuzați că intervin aici, cred că e mâna domnului Florin Moțiu, că el era de la Curtea de Apel Timișoara și era secretar de stat când s-a făcut textul ăsta în codul insolvenței. E practica lor. S-a consemnat opinia, da. E practica lor din vest, de acolo. E practica occidentală, dacă e de la Timișoara. Da, vă rog. Da, sincer, distinția nu cred că se justifică. Și ce mai vreau să vă aduc în discuție este referitor la denunțare și reziliere, pentru că pe legea nouă, în ceea ce privește contractele menținute, pentru o reziliere ulterioară, se menționează că aceasta se face, soluționarea se poate articolul, ca să încercăm să proiectăm. Articolul 123, aliniatul 3. 123, aliniatul 3, da. Aș putea să-l și citesc. Da, cred că am ajuns la el. Da, acum e pe ecran. Deci, ulterior menținerii contractului, co-contractantul poate solicita rezilierea pentru culpa debitorului, soluționarea cererii făcându-se de judecătorul sindic. Noi anterior am interpretat pe legea 85/2006 că și în situația unui contract menținut, ulterior, dacă utilizatorul nu făcea plățile conform scadențarului, putea să intervină rezilierea, dar ne bazam pe articolul de reziliere și pe pactul comisoriu pe care l-aveam în contract. Acum nu știm care va fi practica instanțelor, dacă vor aplica acest articol în sensul că rezilierea ulterior menținerii unui contract se decide doar de către instanță sau rezilierea poate să opereze în continuare conform contractului de leasing. Adică dacă mai merge reziliere unilaterală sau pact comisoriu pe reziliere, cum pune la dispoziție chiar codul civil în vigoare, sau asta e un text care creează un monopol de reziliere judiciară, ceea ce la prima vedere îmi sună, dar mă rog, e o primă vedere. Da, exact. Am avut eu o speță de asta, e oarecum asemănătoare, nu era un contract de leasing, era un contract de închiriere pe vreo 20 de ani, a intervenit criza în 2008, firma care dezvolta niște supermarketuri în tot Ardealul a intrat în insolvență
Și noi am vrut, am cerut lichidatorul să denunțe toate contractele astea, pentru că negociam cu un alt mare supermarket care le vroia pe toate. Nu vroia să ia ăsta cireșele de pe tort și în cazul reorganizării să folosească de ele. Ne-a zis, domnule, ori mi le dai pe toate, ori niciunul. Și atunci lichidatorul n-a vrut să ni le dea, că a zis că noi cu ce ne mai reorganizăm. Și în situația asta am făcut o acțiune și norocul mare a fost că am avut două petite. Primul am cerut constatarea rezoluțiunii că aveam un pact comisoriu expres de gradul 4, eram pe vechiul cod, și doi, să pronunțe instanța. Era curtea de arbitraj de la Camera de Comerț, era profesorul Ciobanu, era Liviu Pop și domnul Bobei. Și am introdus acțiunea asta, l-am lăsat pe practicianul în insolvență să nu plătească vreo 3-4 rate după deschiderea procedurii. Și m-am folosit de faptul, da, bun, mi-ai menținut contractul pe articolul 86, dar acum de ce nu plătești? Am motiv. Ulterior survenirii insolvenței să cer rezoluțiunea contractului. Și la judecată arbitraj. Da, la curtea de arbitraj. Am scăpat de articolul 36, mi-a trecut glontele pe la ureche, dar după ce am scăpat de articolul 36, a mers uns, că mi-a admis, mi-a respins capătul de cerere privind constatarea rezoluțiunii, pentru că aici m-am dus pe, eram Tribunalul Arad, Curtea de Apel Timișoara, ăia cu privire la articolul 86 au zis că nici să n-auzim, e o chestiune de oportunitate, lichidator, să nu vii să te plângi la noi, că noi analizăm numai pe legalitate, pe oportunitate e treaba lichidatorului, mi-a respins și Tribunalul și Curtea de Apel Timișoara. Și m-a lăsat legat în contractul ăla, înnebuneam acolo. Și atunci Curtea de Arbitraj a zis nu se aplică 36-le pentru că e o acțiune ulterioară. Nu privea sumele cu care ne înscrisesem noi la masa credală. Deci era ulterioară. N-am făcut prostia să cer vreo sumă. Am avut petit numai să dispună reziliarea și să dispună evacuarea. Că n-am intrat în capcana adversarului să cer vreun ban înapoi. Că putea după aia să spună că înscrie-te dumneata pe tabelul suplimentar, nu știu ce. Și mi-a admis și a mers în continuare și pe acțiunea în anulare s-a respins tot, iar pe contestații la executare făcute acolo în Ardeal s-au respins și alea toate. Și am putut, cu ajutorul executorului judecătoresc, să-i evacuez, deși era un insolvență. Era legea nouă insolvenței? Era 86 pe 2000, 85 pe 2006. Pe 2006. Care textele, mă rog, sunt oarecum, articolul 86 nu e mult modificat. Revenind la legea nouă, aș considera necesare și importante două precizări, plecând de la discuțiile care au avut loc, și anume amintea distinsa colega asupra faptului că legea insolvenței, noua legea insolvenței, în privința leasingului, aduce o noutate și anume cea legată de diminuarea creanței solicitate în vederea înscrierii cu valoarea de evaluare a bunurilor, obiect al contractului de leasing reziliat. Ceea ce nu clarifică însă legiuitorul este și cine face această evaluare, având în vedere două considerente, și anume că practic mențiunea în privința obligativității ca ea să fie realizată de către un evaluator independent nu ajută și nu lămurește. Pe de o parte, pentru că suntem la momentul la care formulăm cererea, declarația de creanță, deci, practic, administratorul judiciar lichidator este lipsit de mijloacele de a fi trecut de momentul adunării generale, stabilit Comitetul Creditorilor și dispunerii cu privire la posibilitatea numirii unui evaluator și realizării acestei operațiuni, iar pe de altă parte, punerea la dispoziție alături de declarația de creanță în care valoarea creanței este diminuată cu valoarea bunurilor în baza unei valori realizate de către un evaluator independent,
ar putea să nu fie luată în considerare, dat fiind faptul că e un evaluator independent pus la dispoziție de către societatea de leasing. Iată un element, să zicem, din care instanțele n-au reușit să traseze o linie pe marginea căreia să și dispună. În accepțiunea noastră, în condițiile în care la declarația de creanță există un raport întocmit de către un evaluator independent îndeplinind toate cerințele de a fi autorizat, considerăm că îndeplinește exigența legală și în determinarea faptului că până la urmă la acest moment nu ar putea fi realizată de către și dispusă de către administratorul judiciar sau de către lichidator. Da, aici văd că se face trimitere în textul la care ați făcut referire mai acum pe ecran la articolul 61 care pune în curtea administratului judiciar prerogativa de a desemna. La momentul emiterii declarației de creanță, el nu are posibilitatea să o facă, pentru că suntem într-o fază incipientă cu totul. Și încă o mențiune, plecând de la, să zicem, tema... Cât continuă 61, zice că numirea și nivelul remunerației acestei persoane vor fi supuse aprobării Comitetului Creditorilor. Deci, asta înseamnă că declarația de creanță a firmei de leasing rămâne în suspans. Leasingul se va scrie cu tot și o să se vadă după aceea, nu? Asta vreau să vă spun cum am rezolvat o primă speță de genul acesta. Ne-am înscris cu un raport întocmit de un evaluator independent. Bineînțeles, administratorul judiciar ne-a respins parțial și problema s-a tranșat în cadrul contestației la... Tabelul preliminar. Da, la tabelul preliminar. Ce vreau să vă zic, să găsim trimiterea la articolul 61 la evaluatorul independent, dar numai la articolul 123 unde se menționează de reziliere, pe când la articolul 105 unde este vorba de contractele deja reziliate, se menționează doar evaluator independent. Noi la fel am considerat ca și dumneavoastră că evaluatorul independent este cel pe care îl alegem noi și... Dincolo de aspectul de procedură, aspectul de fond, faptul că se plafonează creanța până la nivelul valorii bunului, este un element important. Deci ai două contracte în derulare, o firmă, că utilizator care e sănătoasă, deci te poți arunca pe ea, nu e consumator, deci se merge pe acea clauză penală, da? E dincolo de incidentul pe care l-ați menționat, acea soluție de primă instanță care a căzut în care de atac, da? În care s-au restituit banii către utilizator. Iar dacă ai o firmă care intră în insolvență, intri într-o drastică limitare a... Da, practic, prin noua lege, legitorul nu a dorit decât să vină și să reglementeze cumva niște condiții care, așa cum spunea și domnul avocat Dobrov, erau interpretate diferit la nivelul instanțelor. Este o chestiune care își are locul și este cât se poate de necesară. Sigur însă că în anumite privințe aduce și elemente de inechitate și aici aș vrea să mă refer la articolul 105 alineatul 4 care practic aduce lucrurile în situația în care eu ca finanțator sunt înscris cu valoarea obligațiilor scadente și neachitate în tabel. Evident că nu se pune problema garanției asupra plăților. Creditorul dobândește un drept de preferință, dar cunoscut fiind în legea insolvenței că te afli alături de mulți alții într-o postură similară. Elementul care spuneam eu că aduce oarecare inechitate este legat de faptul că este suficient ca debitorul să achite ratele scadente, da? Aceasta putând conduce, da, la realizarea transferului asupra dreptului de proprietate către debitor, fără a mai fi obligat să achite și ratele scadente înainte de data intrării în procedură. Practic, suntem în situația în care raportul juridic inițial este novato pe legis de către legiuitor și prin achitarea ratelor scadente în procedură operează transferul fără ca
creditorul finanțator să se poată opune acestui... Deci societățile leasing, alături de, să zicem, furnizorii de utilități, participă cu toți într-un soi de protecție socială, da? În anumite limite pentru salvgardarea debitorului insolvență. Doar că la furnizorii de utilități e text explicit, nu? În timp ce aici este vorba de un lanț de trimiteri între dispoziții legale. Mă rog, și o ultimă mențiune după care las locul și colegilor spre eventuale completări sau concluzii. Plecând tocmai de la tema dezbaterii, leasing versus credit, o chestiune, să zicem, importantă de semnalat, specifică, iacătă, zonei leasingului, este legată de dispozițiile 123 alin 12, dat fiind, revin asupra ei pentru că a făcut obiectul discuțiilor de mai devreme, suntem în situația în care menținerea contractului de leasing este posibilă doar în măsura în care se obține acordul expres al finanțatorului în termen de 3 luni de la data deschiderii procedurii. Spre deosebire de regimul celorlalte contracte, în cadrul tratamentul aplicat lor fiind acela că ele sunt menținute de drept, și că, într-adevăr, administratorul judiciar este cel care poate dispune în privința menținerii sau denunțării lor, iacătă, în cazul leasingului, cel care poate acționa este finanțatorul. E un element de diferențiere față de vechea lege, în care și în cazul leasingului lucrurile erau menținute ca în actuala formă, ca pentru restul contractelor, decizia fiind la dispoziția administratorului judiciar lichidatorului. Da, să încercăm o altă temă. Avem timp. Leasingul, operațiunea asimilată ipotecii 2347 din Codul Civil. Ne interesează, nu ne interesează, sunt implicații pe punerea în executare. V-ați întâlnit cu aceste situații? Le-ați forțat? Le-ați accesat? Foarte rar. Majoritatea situațiile care le-am întâlnit în practică, debitorul vine și predă voluntar bunurile astea. În general, foarte multe contracte sunt deci cazul tipic care îți vine e un distribuitor care are o flotă și care i s-a restrâns piața datorită unor nu mai are în amonte niște contracte, nu mai are ce face cu ele, le-a folosit, uzate fizic și vine și le predă. Deci aici nu e o luptă, hai să mergem după ele să le executăm, asta se întâmplă mai mult în situația persoanelor fizice, să zicem. Dar nici la persoane fizice. Dacă nu e o mașină la care ține foarte mult, în general se predau, crede că dacă a predat, a terminat cu totul, a semnat acolo că... Aspect interesant, când întoarcem la daune interese. Da, și după aia se trezește că peste un an jumate îl caută firma de leasing pe acasă sau dacă nu, o firmă de recuperări creanțe care i-a fost cesionat contractul și zice, uite ce ai semnat aici, dar n-am văzut că era scris cu caractere de 8. Ei, uite, trebuie să vii cu toți banii. Asta, cu asta ne întâlnim cel mai adesea în practică, dar nu m-am întâlnit cu lupte de astea la baionetă pe contestații la executare că nu vreau să-ți predau bunul. Asta nu. Da, și ar mai fi de adăugat aici că interesul societăților de leasing în acest articol, mă rog, e mai puțin pregnant pentru că caracterul executoriu e dat chiar de legea leasingului, de ordonanța 51. E drept, articolul 2347 nici nu face trimitere la expresă ca operațiunea de leasing să intre în sub sfera acestor operațiuni asimilate. Ține mai mult și de o practică a societăților de leasing care, pe de altă parte, sunt interesate în a-și asigura prioritatea prin efectuarea înregistrării avizului în arhiva electronică, astfel încât într-o situație cumva de concurs să poată să își demonstreze prioritatea în executarea acelui bun. Din punct de vedere, aș spune însă, al executării în sine, el fiind societatea de leasing, fiind proprietar, aici problemele sunt mult mai
să spunem, facile. Ține mai degrabă de recuperarea bunului decât de executarea propriu-zisă. Că nu se poate pune problema unei executări silite pe bun, societatea doar își recuperează... Deci e practic... Și văd un pic îngândurați așa, adică nu, da. Nu v-au contrazis, dar și nici un pic. Deci, înțeleg că au fost cazuri pentru care 2347 a contat, sau nu, că într-adevăr, natura titlului executorii e dată de legea specială, cu mențiunea că trimiterea aceasta din codul civil ar putea să genereze și o posibilitate de executare tot pe codul civil, ca o executare specială? V-ați luat în calcul această opțiune? Tema cred că n-a fost propusă întâmplător și nu cred că este mai degrabă în discuție lipsa mijloacelor din partea societăților de leasing în valorificarea titlului executoriu, cât mai degrabă regimul sub care să realizeze executarea silită. Discuția cu privire la acest articol 2347 este strâns legată de asimilarea operațiunii de asimilarea leasingului, da, drept o operațiune care se supune prevederilor respectivului titlu, asta și prin comparație cu codul civil anterior, în cadrul căruia era o mențiune explicită și trimitere cu privire la leasing, mă refer aici la legea 99. Cred că elementul de distinție în privința legiuitorului ar putea fi legat de faptul că precizarea aliniatului 3 din cadrul articolului 2347 face o mențiune asupra faptului că dispozițiile prezentului capitol privind ordinea de preferință și executarea ipotecilor se aplică în mod corespunzător contractelor prevăzute la alin 1, în accepțiunea leasingului asimilat. Într-o astfel de situație, acest capitol tratează problema ipotecii. Ei bine, dacă să mergem mai departe la următorul capitol, executarea ipotecii, această mențiune nu se mai menține. Acest lucru, cred că, în accepțiunea legiuitorului, a fost mai degrabă strâns legată de reglementarea regimului publicității și opozabilității specific ipotecii și mai puțin de executarea ipotecii și de faptul că, până la urmă, trebuie parcurse etapele executării ei și inclusiv prin corespondent ipotecă, valorificare, executare și valorificare bun obiect al leasingului în cadrul codului de procedură civilă și rigorilor impuse de către încuvințarea instanței și parcurgerea etapelor. Pe procedura de executare, să zicem, tradițională, cea de drept comun și nu pe eu consider că atâta vreme cât la nivelul capitolului 4 această mențiune nu se mai menține, e limpede că intenția legiuitorului a fost doar strâns legată de regimul publicității și opozabilității specific ipotecilor în arhivă. Câtă vreme în cadrul capitolului privind executarea mențiunea nu este reținută, cred că discutăm de recuperare, respectiv valorificare, sub umbrela codului de procedură civilă. Ce modalitate de executare ar fi? Că prin efectul rezilierii, sigur că societatea de leasing devine cumva, nu? Adică ea este proprietară, da, deja a bunului, că n-a pierdut niciodată, timp, da? Și atunci, practic, ar fi o predare silită mobiliară, da, exact, sau da, o procedură de genul ăsta. Ceea ce, din punct de vedere al codului civil, e mai complicat, pentru că premiza executării speciale pe codul civil ar fi că bunul ar aparține, când începe executarea, principiul debitorului ca proprietate. Toate formele astea de vânzare a bunului, de încuvințare a vânzării, de preluarea bunului în contul creanței, par a fi calate pe premiza că încă ar fi debitorul executării din codul civil proprietarul bunului, ceea ce nu e cazul aici, dacă leasing, ar fi un leasing imobiliar, să zicem că ar fi o evacuare, de fapt. Că asta ar însemna resită imobiliară. Predare resită imobiliară. Iar în practică, la bunuri mobile, ce se întâmplă? Ei își păstrează totdeauna o cheie a societatea de leasing. Și când găsesc mașina undeva, imediat au alarma, au cheia, o ridică. Deci, din cauza asta nu sunt probleme. Când sau dacă, adică nu sunt probleme, da, de termen sau de condiții. Acum e de văzut. Asta e o practică standard a lor, tot timpul au. Pare foarte simplu, dar dacă ar ști câte executări pentru predarea bunului avem. Bănuiesc că mai mult la persoane fizice, nu? La persoane juridice. Nu predau bunurile. Exact.
se iau cu una cu alta, plus că e și valoarea sentimentală, românului îi plac mașinile, dacă vorbim de mașină apărat, dacă sunt tot felul de bunuri care pot face obiectul acestei operații. Nu, deci este ceva de nedescris, adică vin și mă uit niște mașini luate prin anii 2007-2008, care de la o poștă nu sunt mașini pentru ce îi trebuie societății, ci sunt marcări de status social. Și îl întreb, dar ce ți-a trebuit să-ți iei atunci, ce faci cu tankul deci, ăsta? Deci la mine să vină utilizatorul, am înțeles. Da, vine, nu era că eu fiind da. Avocat de ăsta, de care nu am treabă cu băncile, cu astea, ci cu persoanele fizice, e normal că vine și se plânge, uite ce facem, ia asta, mă pune să plătesc până la... Nu e drept. Ce am făcut? Păi uite, ai semnat aici și n-ai citit, aia ai făcut. Ce mai e? Tot aici mai era un aspect, să zicem, oarecum derivat din cadrul dezbaterilor și anume în a supune atenției și interesat fiind și de părerea colegilor specialiști asupra dispozițiilor articolului 2393 din Codul Civil, care instituie excepție de la regula potrivit căreia ipoteca imobiliară asigură creditorului garantat dreptul de a urmări în mâna oricui s-ar afla, atunci când respectivul bun este vândut de către o întreprindere care se ocupă cu vânzarea unor astfel de bunuri. Da, într-adevăr, dar nu cred că se aplică la autovehicule, că astea au un regim special și n-ai putea să, fără completarea taloanelor lor așa, deci nu cred că... Textul sună destul de general și încăpător în privința interpretării. Mențiunea că cel care achiziționează un bun în curs obișnuit al activității nu este însoțită de elemente distinctive privind un anume tip de bunuri. În accepțiunea mea, cred că mai degrabă legiuitorul a dorit să vizeze aici bunurile de larg consum și mai puțin cele asta. Care sunt sau au elemente de identificare, de individualizare, practic încercând să protejeze un consumator care s-ar vedea în situația în care achiziționând un bun de la o societate care în mod curent achiziționează astfel de bunuri, s-ar putea opune vreun adică drept. Nimeni nu-și face leasing pe o mașină de spălat sau pe un televizor. Care s-ar, că cu toate care... acestea însă regimul de interpretare poate suscita elemente suficiente în privința cuprinderii lui, așa cum spuneam. Interesant, suntem în Codul Civil la ipoteci, apropo de discuția anterioară cu operațiunea asimilată ipotecii, pentru că o discuție da, o condicionează pe tocmai cealaltă. De aceea da. Am dorit ca în completare să parcurgem și acest subiect. Practic, prin această măsură s-ar anula de plan da, toate drepturile eventualilor creditori, care și-au înscris, iacătă, dreptul și au parcurs procedura specifică publicității și opozabilității și cu toate astea doar pentru simplu fapt că eu am achiziționat un bun de la un dealer, da, devine suficient în baza acestor dispoziții, da, de a-l prelua liber de sarcini. De exemplu, știți ce s-ar putea și ar fi de o valoare foarte mare? Niște echipament industrial. Asta se întâmplă obișnuit să se facă contracte de leasing și poate să ajungă la o întreprindere care vinde la mâna a doua echipament industrial și ăla nu e supus unor reguli, nu are pe șasiu serii și dintre astea nu are cărți de identitate, e mai dificil. Acest text vrea să ne oblige atunci când cumpărăm bunul de la cei care se îndelinesc cu acest ceva să nu stăm cu ochii pe arhivă tot timpul. Vedeți, acord, e foarte, sau chiar dacă stăm, nu, să fim calmi, pentru că alineatul întâi în final spune foarte cinic că se dobândesc bune libere de ipoteci, chiar dacă ipoteca este perfectă, deci e clar că e înregistrat în arhivă, iar dobânditorul cunoaște existența
acesteia. Deci o reglementare foarte acidă. Lăsați asta și pentru protecția circuitului civil. Asta a vrut legiuitor. Da, dar practic tot pentru siguranța circuitului avem o arhivă care reglementează o ordine și un regim care practic, iată, este pus în situația de a fi afectat cu totul. Da, cred totuși că în cazul operațiunilor de leasing trebuie puțin schimbată perspectiva, pentru că vorbim, chiar dacă să spunem ele sunt asimilate ipotecii, sunt asimilate limitat, să spunem, iar aici vorbim de vânzarea unui bun de către proprietarul lui, chiar dacă a constituit o ipotecă, pe când în cazul societății de leasing ea este proprietar, iar vorbim de o discutăm detenție... Scuze pentru întrerupere, ca să fixăm mai exact lucrurile, societățile de leasing au și produsul credit, da, credit cu garanție ipotecară, la acela ne referim atunci când deci nu vorbim de punem în discuție incidența acestui articol. Deci, practic, sunt în situația unui finanțator care creditează un bun, îndeplinesc condițiile de înscriere în arhivă, da? Achiziționez bunul de la un finanțator care îl valorifică printr-un dealer, același dealer vinde același bun care a fost finanțat de către societatea de leasing, către un terț, care terț va putea veni și va putea opune, domne, nu știu cine ești, în ciuda faptului că ești înscris în arhiva electronică, dispozițiile sunt destul de clare. Este o chestiune care, să zicem, cred eu că a scăpat legiuitorul și, așa cum spuneam, naște nevoia de reglementare și de statuare asupra căror bunuri devine incidentă, pentru că, evident, în cazul celor care au elemente de identificare și față de care se parcurge procedura înscrierii în arhivă, din postura creditorului ipotecar, practic, așa cum spuneați, ipoteca este perfectă, cu toate astea să vii cu un astfel de text. Dar nu e invenția noastră, este un text de import și în legea 99-99 era un text de nu aceeași formulare, era un text similar cu o tradiție în vânzarea în ordine recourse of business. Din UCC, nu? Da, ceva de genul ăsta. Lăsați lucrurile să se vândă. E foarte adevărat că așa cum stau lucrurile aici, parcă numai ipotecă. Deci ipoteca, mă rog, care este ceva care fixează bunul și se ține cascaiul de bun, aici aș pierde acest gen de, deci acest tot profil. Mai bine e să fii nud proprietar decât creditor ipotecar până la urmă, nu? Nu în toate cazurile se aplică, ci doar celor care desfășoară activitatea cu titlul profesional. Deci e clar că legiuitorul a vrut să asigure siguranța. S-a gândit la siguranța circuitului, da. Exact la situația dealerilor, adică nu la orice ipotecă, pentru că altfel ar fi descurajat consumatorii să mai cumpere. Da, s-ar fi tot poate chiar împotriva finanțatorului într-un fel, dacă s-ar fi reglementat ca regulă împrejurarea că ipoteca este opozabilă. Că eu tot timpul mă gândeam, îți plătește ăștia ratele, restituie creditul, acoperă finanțarea, că poate vine creditorul ipotecar peste mine. Alineatul 2, de fapt, spune, ipoteca se strămută asupra prețului sau altor bunuri rezultate din strânirea bunului ipotecat, dar sigur e un text, nu frecție la picior de lemn, dar undeva în zona încearcă aceea. Încearcă să... Totuși, în sprijinul colegului, aș spune că ar avea sens dacă ai face această aplicare la acele ipoteci care sunt de tipul floating charge, adică tu pui, cum, la noi ar fi cumva o universalitate, să spunem, deci nu individualizezi bunurile, tu pui pe stopuri, fără să le individualizezi, pentru că ele evident se schimbă, circulă. Caz în care, sigur, are sens să pui o astfel de prevedere pentru acele fixed charge, când eu individualizez exact bunul cu număr și în care tu ai luat în calcul, să spunem, menținerea acelor bunuri în patrimoniul debitorului, da, poate să fie puțin excesivă, dar e de discutat. Este într-adevăr de an și supus o atenție dumneavoastră. Păi, cred că ne apropiem de fapt ne apropiem de final, ca de obicei am trecut ora nu e fixă. Dacă nu sunt alte subiecte sau chiar dacă sunt, iată, a fost o surpriză că jumătate din discuție a fost consacrată incidentelor ăstora, leasing, insolvență,
care ele în sine ar merita, mai ales față de reglementarea actuală. Păi da, pentru că în momentul când vine cineva și zice îmi dai ratele până în ziua de apoi, nu se mai duce nimeni să se judece. De ce? Să vină instanța și să spună că pacta sunt servanda? Nu. Imediat și-a tras pelerina insolvenței și joacă firma de leasing pe terenul advers, ca să zic așa. Atenție că poate intra în vigoare și insolvența persoanei fizice, deci nu mai aminte să fie un text identic acolo, dar mergeți la secția 6-a, o să vedeți că au 15 dosare toată ședința, din care vreo 2-3 dintre astea de pretenții, restul de astea cu registrul comerțului. Nu se mai judecă nimeni pe pretenții în comercial, deci a dispărut meseria asta. Toată lumea, iar la insolvență sunt 190 de dosare pe ședință. Deci se folosește și abuziv când vrei să nu te sugrume creditorii cu chestii de genul ăsta. Deci e o practică curentă. În 10 zile are sentința de deschidere. A paralizat orice... Da, și așa cum spuneați, funcție de momentul deschiderii, în raport de situația din contract, lucrurile capătă distinție și abordare diferită. Ca să pui pe rol o acțiune în pretenții contractuale, daune interese, îți ia 5 luni de zile cu procedura de regularizare să ajungă să ai primul termen de judecat. Da, aici la insolvență oricum este cunoscut că dacă se zice insolvența, șansele ca toți creditorii să-și recupereze integral creanțele corect calculate potrivit legii sunt foarte mici, dar dacă deja pe o asemenea proiecție din start vii și spui în tabel de fapt trece o creanță mai redusă decât aceea pe care ai putea să o obții printr-o corectă aplicare a legii, atunci succesul sau insuccesul este garantat de plin. La noi se obțin potrivit statisticilor mondiale 35 de cenți la dolar din insolvență. Atât se recuperează în România. Nu e rău, uitați că... Nu, e rău, dar suntem la coada Uniunii Europene. Cel mai mult se recuperează în Elveția, care are 80 de cenți la dolar. Pe Elveția. Dar acolo, în Elveția, de exemplu, termenul pentru acțiunea în anularea actelor în frauda creditorului e de 5 ani. Nu e ca la noi de 2 ani. Poate actele fraudoase sunt mai puține. Rămânând cu această concluzie, drept comparat România Elveția, vă mulțumim pentru participare și pentru participarea la discuție, înainte de a începe discuția, ca de obicei cu responsa pe mail, a fost de mare ajutor pentru că a format subiectele. Subiectele rămân multe, mai ales în zona leasingului. Probabil că și proaspăta ordonanță de urgență aprobată în ședință guvern face obiectul unei discuții după ce se vor așeza apele. Și trebuie să acceptăm, cum spuneam, azi a plouat în București, a venit toamna, o seară frumoasă tuturor. Mulțumim! Mulțumim.